O gorjancă de 44 de ani și-a reclamat soțul la poliție acuzându-l că a amenințat-o cu moartea. Bărbatul este cercetat penal acum pentru comiterea infracțiunii de amenințare. La data de 17 martie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu au fost sesizați de către o femeie de 44 de ani din orașul Bumbești-Jiu cu privire la faptul că soțul său de 52 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi amenințat-o cu moartea. În cauză s-a întâmplat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de bărbat, prin care i s-a impus să părăsească temporar locuința, să nu se apropie la mai puțin de 50 de metri față de soție și de locuința de domiciliu.